Bună tuturor! Bun venit la un nou unboxing event, tot din catalogul 12. V-am spus și în prima comandă că s-ar putea să mai am o comandă sau mai multe comenzi, pentru că, într-adevăr, este un catalog foarte bun, cu prețuri mici și cu foarte multe oferte, atât seturi cât și produse separat, dar în orice caz sunt prețuri foarte, foarte bune și aveți de unde să alegeți, fie produse pentru voi, dacă aveți nevoie, fie să faceți cadou. Astfel încât am mai avut destul de multe produse pe comandă, mi-a mai comandat și eu și dacă sunteți curioși să vedeți ce am în această cutie, eu vă invit cu mare drag să urmăriți în continuare. Comanda a fost în valoare de 140-150 de lei, cred că 150. Am primit-o gratuit cu livrare standard, cred că am dat-o joi și am primit-o luni, ceva de genul acesta. Am primit oricum foarte repede, cu prioripost, am plătit doar 1,50 € taxa de ambalare. Atât. Însă, comenzile știți că se cumulează la Avon, astfel încât prima comandă mi-a fost de 700, aceasta a doua de 150, astfel încât, având comandă de 850 per campanie, nu mai plăteai transportul, oricum transportul nu se mai plătește de la 250. Dar, în fine. Am avut încă un set, cum am avut și în prima comandă, din acesta cu 3 produse, cu plăsuță cadou, setul la 24 de lei pentru bărbați, care conține așa un gel de ras, acesta de 150 de mililitri, un balsam aftershave și acest șampon cu balsam și gel de duș. Acesta micuț de 200 de mililitri. Bun, tot pe comandă pentru bărbați, la fel ca în prima comandă, am și acest gel de duș Cactus Ridge, care a costat 8 lei, un preț foarte bun. Și un parfum minunat, Mesmerize Black, pentru el. Nu știu, cred că este destul de subestimat acest parfum pentru bărbați, însă este fantastic, miroase foarte bine. Campania asta a avut un preț excelent, mai mult decât bun, la 39 de lei. Și de obicei când era ofertat era 50, 55 sau chiar 60, deci acum a fost un preț extraordinar. Și e un parfum foarte, foarte fain, așa oriental, puternic, tare, e chiar foarte, foarte fain, dacă vă plac astfel de mirosuri, desigur. Tot continuând cu produsele pe comandă, am mai avut și acest set Soft Musk de Lis, acesta Velvet Berry, cu fructe de pădure, cu fructe roșii și vanilie este acest set. L-a comandat mama mea, este format din acest parfum de 50 de mililitri și un rolon. Cu siguranță o să miroase bine, pentru că aceste ingrediente n-au cum să nu miroase bine. Avea nevoie și de un rolon, astfel încât a zis că mai bine își comanda acest set. A vrut și parfumul. Stă să văd dacă pot să-l scot din cutie, pentru că este alie și nu o să se supere. Bun, am reușit să-l scot și din cutie ca să vi-l arăt. Arată foarte bine sticluța. Nu o să-l testez, o să-l las pe ea să-l testeze prima dată, să vadă cum este, dacă îi place, dar am zis să vă arăt sticluța cum arată. Prețul a fost bun, de 35 de lei, dar să știți că se găseau și la prețuri mai bune, dar na, acesta a fost setul și l-a vrut. Și cred că ultimul produs pe comandă, da, este acest spuman de baie cu crin alb la 1 litru. Dacă luai 1, era 21 de lei, iar dacă luai 2, era 30 de lei. Astfel încât am avut pe comandă 1 și am zis ca să nu plătească prețul întreg pe acest spuman 21 de lei, am zis hai să mai comand și eu unul pentru că la 15 lei se merită, deoarece ele de obicei costă în catalog 17 și au o reducere minimă de 15%, cam așa a fost de două campanii încoace, în fine. Astfel încât am luat și eu unul și la acestea s-a aplicat discountul maxim, adică 35% am avut eu pe această comandă. Mi s-a părut un preț excelent și de asta am luat. Pentru că de la 15 lei per spumant eu am ajuns la 9,70 lei. Da, ați auzit bine, nu este reclamă, nu este fantastic, este pur și simplu reducerea mea, o reducere super bună de asemenea. Deci să iei un astfel de spumant la 9,70 lei, nu știu unde ai mai putea și vreau să vă spun că aceste arome sunt minunate. Aceasta cu crin alb este una dintre top 3 preferatele mele și acum aceasta cu măr a intrat și aceasta în favoritele mele. Deci, acesta este pe comandă. Am vorbit destul despre ele și acesta este al meu, Apple Pie. Este nou lansat în catalogul 11, s-a lansat. Nu l-am comandat atunci, era la 17 lei. Am zis că mai am spumant, că nu-l comand, dar acum când a fost acest preț, am zis că trebuie să-l iau.
L-am mirosit, miroase super bine, amăr și scorțișoară, deci dacă vă place, trebuie neapărat să-l încercați și la acest preț, super fain. Mai găsiți pe cineva care să ia o bucată și este foarte avantajos. Am deschis eu aici această cremă de mâini pentru că este a mea. Mi-am comandat-o din acel flyer cu oferte bonus, începând cu a doua comandă din această campanie. A fost la 5,50 lei și cu reducere am luat-o la 3,57 lei. Deci un preț, iar, super, super bun. Îmi plac aceste creme Incanto, sunt hidratante și foarte parfumate. De aceea am luat-o. Și mai ales că eu nu prea mă dau cu cremă de mâini, sincer, nu-mi place cum îmi simt mâinile, însă trebuie să mă dau pentru că sunt foarte uscate, așa că am zis că o iau pe aceasta că e mai micuță și cu siguranță o să o termin și eu. Bun, și ultimele două produse tot pentru mine. Această cremă de față, Avon Care, am tot vrut să o comand de când s-a lansat, pentru că, în sfârșit, Avon a scos ceva și pentru nevoie de tenul meu, adică pentru ten gras cu efect matifiant. Are 100 de mililitri, mă scuzați, și este cu arbore de ceai și clei. Eu am desfăcut-o, am mirosit-o, mie mi se pare că miroase a aloe vera și a castraves, ceea ce mă bucură, pentru că eu nu suport mirosul de arbore de ceai, nu-mi place absolut deloc, am avut din sarcină o problemă cu el și nu l-am mai suportat de atunci. Cam așa este textura acestei cremițe de față. E destul de groasă, dar am picat un pic pe mână și foarte lejer, așa se absorbe rapid în piele. Deci de-abia aștept să o testez. Se pare că nu mai pot să o închid. A costat 10 lei și cu reducere am luat-o la 6,50 lei. Aveam rețineri în privința ei că nu o să-mi placă mirosul, dar chiar mă bucur că nu miroase deloc urât arbore de ceai. Și ultimul produs tot pentru mine este această mască de picioare cu lavandă de la Avon, desigur, Footworks, 150 de ml, care este extrem, extrem de bună. Eu am folosit-o atât pe post de cremă de mâini, pentru că în ultimele zile, m-am spus, nu am mai avut nici o cremă de mâini în casă. Dar și pe post de cremă de picioare, evident, este foarte, foarte bună. Soțul meu are mâinile foarte, foarte uscate și a folosit-o și el și i-a plăcut și lui foarte mult. Ne-a ajutat foarte mult, astfel încât am zis că dacă tot am găsit-o la ofertă, la 8 lei din nou și tot mai dau o comandă, am zis o iau neapărat să o avem în casă. Pentru că cea pe care am avut-o s-a terminat acum. O să o vedeți în luna decembrie în Nemtis. Astfel încât un produs extraordinar, pe care merită să-l încerce oricine are probleme cu pielea uscată. Deci aceasta a fost comanda mea de 150 de lei. Sper din suflet că v-a plăcut și poate v-am inspirat și pe voi. Ați văzut că și în prima comandă, dar și în a doua mi-am luat și eu câteva produse, dar chiar ofertele sunt extrem de bune și prețurile sunt foarte bune, astfel încât n-am putut rezista și mai ales că aveam nevoie de produse. Dacă v-a plăcut acest video, m-aș bucura din suflet să lăsați poate un like și un comentariu să-mi spuneți cum vi s-a părut acest unboxing, ofertele sau ofertele din catalog, ce v-ați comandat voi. Iar până data viitoare, eu v-am pupat și vă doresc o zi cât mai faină. Pa, pa!